Salutare, prieteni! Bună seara! Bine v-am regăsit, numele meu este Snake și astăzi vom începe un nou episod din Far Cry Primal, episodul 2, așa că dacă vrei să stai împreună cu noi, o poți face în acest moment. Nu uita că abonarea este gratis și dacă îți place ceea ce vezi, nu uita să te abonezi canalului nostru. Da, imediat o să schimbăm și poza puțin, care o să începem acțiunea, prietenii. Da. Dacă vă aduceți voi foarte bine aminte, trebuie să mergem la acest tip. Haideți să vă arăt, trebuie să mergem la acest tip, da? El Chaman Tensai. Mamă, ce nume au ăștia în jocul ăsta. Trebuie să mergem la el ca să vedem, să ne ajute să dominăm animale, da? Să mergem să dominăm animale, adică să le vrăjim într-un fel. Să le vrăjim ca să vedem despre ce e vorba. Băi, cineva țipă. Nu știu, cineva țipa. Oh. Ăștia că sunt 3 sau 2? Oh, sunt 3. Ce fac, mă bag cu ei? Ce faci, mă, boss? Te bați cu Snake, mă, nene? Nu știi că n-ai... Bă, ce faci, mă? Ok, haideți să mai fabricăm câteva... Acum putem să facem multe. Mai trebuie lemn, da, vedeți? Deci v-am zis eu că lemnul este foarte important în Far Cry. Pentru că cu el facem de toate, facem tot ce se poate cu lemnul. Am mai găsit-o... Wow! Mamă, ăștia surși, ce sunt ăștia, da, frate, sunt turși. Dai seama că eu nu pot să... Ba da, uite că pot, cred că s-au omorât între ei și... Nu? M-a omorât, o să mă omoare ursul, m-a omorât ursul. Băi, ăștia sunt foarte greu, frate, de omorât. Totuși, și ursul și... Uf. Și asta ce e? A, da, trebuie să îi pot ajuta într-un fel... Haide să mergem să-i ajutăm totuși, că sunt... Bă, ia omoră-mă pe ăștia. Bine, îți dai seama că trebuie să probezi, frate, că nu știu despre ce e vorba.
Eu nu știu că dacă mă depistează, eu omoară pe cei care sunt prizonieri. N-aveau nici să știu că eu omoară. Păi totuși că părea banal, pentru că... Așa e cam... Noapte. Ok. Da, noaptea, că vine noaptea și vezi... Noaptea e mai... Să știți că noaptea e foarte... Uf, nu mai am lemn, frate. Da, dar unde sunt sacii? A, sacii sunt undeva de desubt, după cum îmi arată mie aici. Da, eu pot dormi... adică ce vrea să zic? Că n-am un lemn pentru... Băi, ești nebun? Da, frate, să-mi aprind focul frumos, să nu vină nimeni lângă mine, știi? Pentru că e greu, altfel nu pot mânca ăștia. Băi, hai să dormim, să se facă ziua, da? Haideți să dormim, să se facă ziua pentru... Ok. Haideți să vedem harta, pentru că trebuie să mergem aici noi. Atenție mare, cum am văzut un lemn, pac, l-am luat, pentru că este foarte important lemnul. Momentan nu știu ce pot să fac cu această... această plantă roșie. Nu știu ce pot face cu această plantă roșie. Uf, ăla-i urs, nu mai mă duc la urs, că ați văzut ce-am pățit data trecută cu ursul. Haideți să mergem la acest prieten de-al nostru să vedem cine poate arăta el. Ahuhu bubule. Abubuhuhuhu. Bă, așa, e, trezește-te mă, nene. Uf, că oră mai ești. A venit spiritul puternic, puternic, spiritul puternic, tu ești. Cine ești tu, omule lup? Eu sunt Tensai. Eu o să invoc spiritul puternic. Oso. Oso e ursul. Urs, rinocer, tigru. Și după aia vii tu. Cunosc un loc sigur. Vino aici, Tensai. Nu, nu, nu. Mâna, dă mâna. Dă mâna. Sânge pentru... viziunea spiritului. Uguie fasuasnas pavi.
Mă îndă să beau, zice, ceva de viață. Bea Takar, mă știe și cum mă cheamă deja. Tot să umble liber, lasă liber. Ce mi-a făcut ăsta, frate? Magicianul. Hai să vedem ce facem. Deci stai la... e medicul meu ăsta, o să mă ajute să dominez animale. Misiuni de animale, adică... Aha, asta e bufnița care o să-mi arate mie, o să vedeți despre ce e vorba. Este același lucru ca și în Assassin's Creed ăla, cum e în Assassin's Creed Origins. Da? Trebuie să mă duc după ea. Băi, ce faci, mă? Stai că trebuie să mă duc după ea, deci am greșit. Mi se pare că sunt controlele invers, dai în jos și o ia în sus și dai în sus și o ia în jos, da. Ceva de genul ăsta. Trebuie să urmărim această buvniță. Ai tot... aveți să agresta... păi stai frate, păi și eu cum vrei să o... Și eu cum, bă, iau mai mare viteza, frate, că nu înțeleg. Deci trebuie să mă duc după ea, după, trebuie să urmărim această ghie. Ghie e ca și cum îndrumătorul meu, ca să zic așa. Iar zbor. Aaa, gata, am văzut, deci am văzut și butonul care trebuie să dă prin viteză. Ok, am înțeles, am înțeles, frate. Hai să mergem. M-am grăbit și am murit. I-am înțeles. A, nu, deci nu prin viteză, nu, că nu prin viteză pe asta. Ce nu-mi plac mie cursele astea de urmărire, nu-mi plac deloc, frate. Nu știu, o furtună, nu știu ce e asta. Am înțeles, o mai ne ducem la ea. Ce zici, mă, ursule?
Acum o dominăm. Dăș, dăș. Ai văzut ce frumos? Dăș, dăș. Acum tu o să fiu ochii mei în cer. Adică vă dați seama, nu? Misiune de animale completat. Deci am completat această misiune. Haideți să vedem ce ne învață acum cu buvința. Unește-te! Domnul bestiilor. Zice ca să pot ajuta spiritul să unească aceste animale ca să lupte pentru mine. Uite, zice să cu buvința. Ok, bun, am înțeles. Trebuie să mi-a dat o misiune în mini mapă. Hai să vedem despre ce e vorba. Aici. Trebuie să dominăm un lup, da? Să... Păi, haideți să mergem prima dată aici, da, pentru că nu cunoaștem. Cu toate că aș merge să merg doar prin misiunea principală, da, n-aș merge să ne apucăm acum să căutăm diferite locuri. Da. Ok, haideți să ieșim de aici acum. Vedem pe unde, mai știu pe unde am intrat. Da, pe acolo am intrat, nu? Prin... Pe aici am venit, parcă. Nu, aici era ăsta. Păi da, mă, nene, ok. Da, pe aici. Deci pe aici, am zis bine. Acum chemăm buvința, da? Nu știu ce sunt punctele astea albastre, frate. Ok, deci ați văzut ce s-a întâmplat, nu? Nu știu ce sunt punctele astea albastre. Am înțeles, sunt ca niște colecționabile. Și buul ăsta mi-a arătat. Ah, ok, tată, mi-a arătat mie ca și cum... Da, am înțeles. Grămadă zone care nu le cunosc, frate. Și... Nu știu, haideți totuși să mergem aici prima dată. Da. Sau... Nu, haideți să mergem aici. Să urcăm, ce zice? Să urcăm muntele, să nu urcăm, nu știu ce. Haideți totuși să mergem la misiunile noastre principale, lăsăm un pic... pentru că nu vreau să dureze nici jocul o veșnicie. Devină plictisitor, da?
Când să facem misiunile principale, de moment. Sunt 4. Stați așa că mai e unul jos, mai e un... De fapt nu unul, mai sunt doi. Păi haideți fraților, dați-mi și mie ceva important dacă tot îmi dați. Ok, deci nu pot să folosesc cârligul ca să pot să am înțeles, frate. Trebuie să mergem jos, undeva jos, dar nu mai am lemn, nu, trebuie să caut și lemn. De timp ce... Bă, ce fac astea? Astea mă omoară, mă, albinele, eu n-aș știu, frate. Stai așa ce faci. Păi să mai luăm și te lemn, dar... Mai dă și mie un punct de abilitate ca să pot face... Uite, asta e super bună, frate. Nu, doar plantele se vor vedea în... Deci e un animal mort, dar nu știu ce. Păi, de sub orice critică lupe ăștia. Dar treaba e că nu înțeleg cum arunc, nu mai... De fapt, nu-i greu, e... Ca să arunc, știți, să arunc lansa asta din mână, să o arunc. Nu e greu. Haideți că eu trebuie să... Păi, nu știu, dar mie îmi place mai mult parul ăsta, frate.
așa că nu știu ce e misiunea. Mi arată un punct galben, dar știu ce e. Ăsta. Nu, că nu să stau acum să mă duc să... nu... E bine să faci misiunile secundare, de ce? Pentru că îți dă mai multe puncte, mai multe XP-uri, da? Mai multe puncte și așa poți să urci mai repede în... Nu știu ce e aici. Este un sac, dar nu știu unde e. A, este aici. Hai să mergem la punctul nostru, să vedem cine poate da de-l... Treaba e că ăștia caută și mâncare, frate, și... Treaba e că vine noaptea. Dar nu mă lasă să intru pe aici. Deci nu pot să văd, nu știu, nu pot să văd ce e acolo decât, nu știu, să încerc să urc pe aici. M-a lăsat să... dar nu cred. Dar vine un pic lumina pentru că nu se vede absolut nimica, frate. Hai să mergem la prietenul nostru că văd că nu pot să intru acolo să văd despre ce e vorba. Păi ce-mi zice ăsta? Ok. Să mergem să... Da, știu, trebuie să chem... Dați că trebuie să găsesc cu asta?
Oricum, nicio problemă, pentru că eu deja am găsit... Aha. Nici nu știi cine v-a atacat. Deci nici nu știi cine v-a atacat. Dragii mei mamuți, prietenii mamuți. E, da. Și doi, ce este aici? Unul aici și unul, nu știu, unul deja e și îngropat. Unul deja l-a îngropat, vedeți? Dați-l aici, a îngropat deja. Mi-l arată ca și cum ar fi mort, dar el e deja îngropat. Oricum, nu contează că nu se găsesc mare... Farsaria, lași purie. Vedeți aici? Asta e Sebo, adică de asta, cum se spune. Momeală, da? Asta e o momeală pentru. Pentru animale. Zice că. Zice că e aproape. Acum trebuie să vină lupul, să vedem. Deci eu lupul ăsta trebuie să-l... Merg ușor după el să, și să apăs X când, sunt, când mănâncă el, bineînțeles. Abia acum mănâncă. Gata, nene, ești al meu. Am luat lupul, frate. Ia uite, țăracul, lupul meu. Mi-am găsit un lup, prieten. Ok. Putem să-l donăm animalele să le... Să le zicem ce să facă, da? Ok. Am înțeles, deci eu pot să... De exemplu, aici sunt animalele mele, da? Așa. Ah, ok.
Zice să-i omor pe Udams, adică pe cei răi care sunt aproape de mine, da? Cu lupul. Ial! Foarte bine, lupule, bravo! Bravo, nene! Ok, perfect. Toma. Ia puțină carne să te faci bine, nene. Că ai avut... Hai să-i dăm și lui puțin... Puțină iubire. Așa, foarte bine, tată. Foarte bine, tată, bravo. Păi frate, știu, am înțeles, nu-i problema asta. Trebuie să luăm... Băi, da, uite, dați că am un punct de abilitate, dar nu știu în ce să-l folosesc. Revela 2.4.1.2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 .
Una din astea, pot să folosesc ori să mi arate 200 de metri de pământ pe unde merg eu. Vă arată mai multe activități și mai multe lucruri. Hai să văd eu acum. Da, șobo, lupul, lupul. Astea sunt plantele și... Asta pot să mă fac bine când merg, când fug, adică. E mai bun asta, da? Pentru că... Ce să fac să... Hai de asta. Ok, aici am... Așa... Haideți să vedem unde trebuie să mergem acum, să mai facem o misiune, prieteni. Deci să vedem. Zice că ăsta s-a unit la mine, la... Trebuie să mergem să vorbim. Haideți să mergem... Să mergem repede, da? Asta înseamnă... Călătorie rapidă, da? Trebuie să mergem să vorbim cu Sheila. Bine, trebuie să vorbesc cu amândoi, de fapt. Bestiile răspund la ordinul tău. Repejorul mă, o să vină așa. Pam, 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 stai așa că... Noi o să construim un refugiu ca să... Ca să-i anunțe pe toți Wenja că, o să... că ei trăiesc aici, da? Ok. Hai să văd ce zice și ăsta. Da, da, energie puternică. Pământuri bune pentru Wenha. Dar lipsește ceva. O
O cabană sfântă. Ca să facem bine. Păi da, boss, dar... Ia să vedem. Uite, am îmbunătățit această cabană. Să vedem ce face, uitați. Ca să facă bine, da? Ca să-i facă bine pe oameni. Dar ce bucuros sunt. Bravo! Mă bucur. Takar! Perfect, frate, uitați, vedeți? Am făcut o cabină pentru... Aici te apropii și poți să... Da? Poți să îmbunătățești diferite lucruri. Ok, hai să mergem la Sheila să-i îmbunătățim și probabil pot să-i îmbunătățești și ei refugiul ei, da? Dați așa cum ai un punct de... Acum deja mi-a dat și pentru asta. Da, zice că poți să... Da, nu. După cum vedea, înseamnă atac... Adică, bubnița mea poate să facă un atac... Bun. Haideți să facem asta. Și după aia lăsăm buhul și... Bubnița și celălalt deoparte. Hai să vedem ce poți să îmbunătățesc ei aici la... Sheila, dacă poți să-i îmbunătățești ceva. Ok, hai că pot să-i fac, da? Pot să-i fac. Nu pot să-i fac, mai trebuie o piele de... Mai trebuie o piele de cerb, frate. O piele de cerb, unde-și cerbii? Aici e. Haideți să mergem să vânăm un cerb, da? Trebuie să merg neapărat să îmbunătățesc. Da. Și ca să îmbunătățesc mai trebuie o piele de cerb și n-am cerb. Trebuie să mergem să mai vânăm un cerb. Hai să mai vânăm un cerb. Ăsta e lupul meu, nu uitați că am lupul aici. Mecher pe sistem number one. Tata. Păi da, stați așa puțin, păi bun, aici e cerbul, dar unde e cerbul? Voi vedeți vreun cerb pe aici că eu nu văd. Păi și bun, și animalul ăsta cum pleacă? Că eu nu vreau să vină după mine. Mamă nene, dă-mi și mie un cerb, că vreau să vânez un cerb, să pot îmbunătăți ce trebuie să fac acolo. Uite pe partea cealaltă. Nu știu dacă pot trimite... Nu știu dacă pot trimite... Da, uite că pot să-l trimit, frate. Haideți că acum... Eu sincer să fiu, mai vreau un cerb, frate.
Deci deja a plecat. Aduceți-vă aminte, ca să vânăm, trebuie să mergem pe burtă, da? Ce-am văzut, frate? Am nevoie de o piele de cerb, încă una. Ia-l! Ryan! Ca pe cățelul meu, așa-l cheamă-l pe lup, da? Ryan, pe el, tată! Rupere blana, tati! Hai să mergem să... Ai reușit? Ai reușit să-l omori sau nu? Ce-ai făcut, mă, tată? Bun, haideți să mergem... Hai să mergem la noi acasă ca să putem să luăm, să îmbunătățim aici refugiul nostru. Incredibil, a natat-o, frate. Dar și chiar dacă îi tragi în cap, deci nu poți să-l omori. Poate că dintr-o săgeată l-omori, știi? Că uite, aici... Ăsta e mort pentru că am tras în el, da? Mai devreme. Uitați, am luat și săgeata. Mai am unul sus, nu? Mai am unul sus aici, unde pot să... Deci mai aveam unul sus aici. A dispărut. Hai cu tata, hai cu tata, haide! Îmi place asta cu chestia de a avea animale, știi, în joc, să poți să... Tu chiar și un par în cap poți să ții, știi, dacă în caz că... Ia-l! Hai, vin încoa! Păi bine, am înțeles, ok, nicio problemă, mai bine. Că n-are ce căuta aici cu mine, că și așa mă zăpăcește. Nu, aici, pe aici nu pot să mă duc. Tantamon, cacambom, tutube, acum pot, da? Așa. Hai să îmbunătățim și acest... refugiu. Vedem ce putem face și... Să vedem ce noutăți ne poate da acest, uite, ciosa de Saila. Am îmbunătățit, da? Am îmbunătățit... Ok, perfect, îmi stă bine. Da. Deci mi-a dat o abilitate. Deci sau... Asta e bună, frate, pentru că... Acum toate lemnele și toate cele o să mi se arate pe mapă, da? Deci mă să vorbesc cu Sheila. Păi da, frate, da, unde ai dus? Cu Saila, pardon. Cu Sheila. Ai în buncăr aici. Hai să vorbim cu ea, să vedem despre ce e vorba. Să vedem ce ne spune.
Acum o să se unească la locul tău, la casa ta, Sheila. O să vină pentru Takar. Vine pentru domnul bestilor. Nu, înainte să vii tu, am trăit singură în această cuevă, în această peșteră. Acum drumul e afară cu lumea mea. Azi am găsit un udam mort. Eu i-am luat urechile. Știți că ea adună urechi, fata asta. E un pic zdravă, nu-i zdravă la cap, dar adună urechi. Așa era pe timpul ei acolo. Mi-e se frică că udam sunt cei răi, da? Udam o să vină mâine dimineață. Acum tu poți să-i strivești cu arma. Cu arma senior de la bestia, adică se referă că e domnul bestiilor. Adică cum pot să domin animale, să le domin, să le iau, să le blânzesc cum ar fi, da? Următoarea zi, aldeia, satul Weha. Weha, adică satul meu. Da. Am înțeles, dar de ce nu să mă... De ce nu pot să pun eu măcar, știi? Să pun... De exemplu, niște lemn. Să pun eu în... În fine. Haideți să mergem să vorbim cu Sayla. Ok. Ok, hai să vedem. Un vânător Weha a văzut un udam aproape. O să vină să ne atace, dar Weha sunt deștepți. Uitați, vedeți? Vine să ne atacă. Haide, vină încoace să ne batem cu voi, mă. Vină, mă, încoamă. Vină încoace, tată. Zice că aici nu este loc pentru Weha. Pleacă. Dacă nu o să pleci, o să mori. Vezi? Asta i-a zis. O să vă mor pe toți. Foarte mulți udam. Și noi suntem mulți. Takar și bestia lui o să lupte cu noi. Stați așa că s-a întâmplat ceva, nu știu ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic, prieteni. O să lăsăm jocul aici, da? Și o să continuăm mâine misiunea, pentru că o să ne lungim deja. Și... vedem mâine despre ce este vorba, prieteni. Așa că nu uitați, dacă vă place ceea ce ați văzut, nu uitați să lăsați butonul, să lăsați like-ul vostru, nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Și ne vedem în următorul video. Așa că... La reauzire, prieteni, și nu uitați, foc la tastaturi. Ciao, ciao!